вправся салут тоц в акваторі муніципалі Кишинев. Акума ла комісія електорала ам депус актіли пентру регістраря кандидатства дим партія партідлу ностру пентру функція де консилер муніципал. Ам стат тота наш тептарі касавему дечизі фіналі че фачим кунаентаря кандидатлу і деваріче кандидатура пропуса де колегій дин консилю национал партиду ностру есть домнул Денис Шова, Карисав Лала Турдимини, домнул Денис Шова, есть и Кишинев Ян, тата вяца Санаскут, Акрискут, Шактибат, Субурбия, Кишинев, Лаврашу, Крикова, а început ка функционар симплу ла комбинату, который есть и ча май кунускут и карте девизии Республики Молдова, Societatea pe acțiune Крикова. De la funcționar simplu a ajuns în funcție de director general. Acum, având puțin vremuri bune, ne-am întâlnit cu o situație nu chiar plăcută, deoarece acum 2 ani în urmă, domnul Denis Șova, contractul cu dumnealui a fost suspendat de APP fără a avea vreo explicație, fără avea un motiv. Este primul director general a întreprinderii Крикова, cunoscut nu doar în Moldova, doar și în toată lumea, care a devenit director general printr-un concurs deschis, dar fără concurs, cum s-ar spune, a plecat. Ce ține de decizia noastră de alegerile locale care vor avea loc în Chișinău și în toată țara? Acum 10 minute urmă, s-a pronunțat instanța, prima instanță, judecătoria Chișinău, privind faptul că să fie restabilit sau nu dumnealui în funcția de director general în Крикова. Fie un partid care încearcă să găsească o soluție potrivită pentru capitala țării noastre, pentru noi important să așteptăm această decizie a judecății ca să nu ne trezăm că dumnealui candidează, pe urmă câștigă alegerile, după asta se întâmplă că prima instanță sau curtea de apel îl repune pe dumnealui în funcție. Astăzi, acum 15 minute urmă, când s-a pronunțat decizia, s-a spus că prima instanță dumnealui a pierdut procesul. Așteptăm acum curtea de apel, dar pentru încă o dată, nu a implicat Chișinău primăria, Chișinău ienii, în problemele create de actuală guvernare și, să-i spun eu, rafuială cei ce sunt de domnul director Денис Шова, că așa dumnealui a rămas ca director în fața muncitorilor, că a activat 22 de ani la această întreprindere. Noi am luat decizia totuși acum 5 minute urmă să depunem doar actele pentru funcția de consilier pentru Consiliul Municipal Chișinău. Este pentru mine important că după ce veți studia toate CV-urile candidaților din partea partidului nostru și ați încercat să faceți măcar o mică comparație cu candidații de la alte formațiuni politice care participă în aceste alegeri, o să vedeți că echipa din partea partidului nostru este cea mai bună. Da, înțeleg perfect că în Republica Moldova s-a obișnuit că partidul să aibă liste la toate primăriile din țară, la consilii sătești, raionale, municipale, mai ales în capital. Noi astăzi nu vrem să participăm în jocuri și în show-uri organizate de mai mulți actori politici. Cum am spus, peste 20 de persoane care am văzut că pretind să fie primari în Chișinău, cum le numesc eu, părți vatamate, care majoritatea candidează ca să-i arăte măcar o dată în viață gratis la televizor să-i vadă rudele. Pentru alții, prima și ultima dată. Pentru noi e important ca circul care l-am văzut în ultimii 4 ani în Consiliul Municipal Chișinău să fie blocat și echipa care va fi prezentată în zilele următoare de candidați la funcția de consilier din partea partidului nostru, să fie
Nu doar vocea chișinăuienilor, dar să fie o echipă de profesioniști care o să apuce de treabă. Avem specialiști în toate domenii, urbaniști, spații verzi, doctori în economie, în drept. Suntem unicul partid politic care astăzi și în Chișinău și în Bălți a inclus în lista candidaților persoane nu după criterii politice. Ca să știți, jumătate de persoane și în municipiul Chișinău și în Bălți sunt apolitici. Noi nu mergem în formula, dacă vrei să devii consilier, din tăi trebuie să scrii cere la partid și să dai prisiagă, nu știu cui. Deoarece chișinăuieni au nevoie de oameni cu experiență. Și să impui oamenii să devii membri de partid pentru a deveni consilieri, așa cum s-a făcut pe timpuri, este un lucru inadmisibil pentru noi. Oricum, domnul Denis Șova, la moment, este cap de listă în Consiliul Municipal Chișinău, necătând că avem foarte multe persoane care sunt tot candidați, care sunt experți foarte buni în diferite domenii, dar eu sunt realist și astăzi, într-o lună de zile, ca să cunoască tot Chișinău, o persoană cât de bogată n-ar fi experiența lui trecut, este real. Dar pur și simplu să participăm, cum spune dumnealui, da? Este, cred că, nu cea mai bună soluție. Domnul Șova, Cătălin. Da, mulțumesc. Mă numesc Șova Denis, cum și s-a spus mai înainte. Sunt candidat în Consiliul Municipal pe listele partidului nostru. În primul rând, țin să mulțumesc colegilor din partid pentru încrederea acordată ca să fiu numărul 1. Nu ultimul rând, un mare mulțumesc domnului Renato Sată pentru aprecierea mea, cred că mai mult profesională, dar nu din punct de vedere politic, iarăși. Cum și s-a spus, într-adevăr, sunt născut în orașul Cricova, în suburbia Chișinăului. Locuiesc și la momentul de față în suburbia dată. Am o experiență de peste 24 de ani ca lucrător, muncitor. Într-adevăr, am muncit aproape 22 de ani la Combinatul de Vinuri Cricova, care este cartea de vizită Republicii Moldova. Am început ca un simplu muncitor, treptat. În 9 ani am crescut directorul întreprinderii fiice Cricova Vin, ca ulterior, în anul 2020, să fiu întâi numit director interimar și prin concurs deja să fiu numit întărit ca director general acestei întreprinderi. Dar astăzi vreau un pic să vorbim totuși despre primăria Chișinăului. Într-adevăr, în scurt timp va fi publicată lista candidaților din partea partidului nostru la Consiliul Municipal. Fiecare din chișinăuieni o să aibă posibilitatea să facă cunoștință nu numai cu date biografice, dar și cu experiență care are fiecare din candidat. O să facă concluzii respectiv fiecare singur, dar cu siguranță noi deja putem spune și să facem prima concluzie că este cea mai profesională echipă și echipă cu cea mai mare experiență în diferite domenii. Cu siguranță experiența dată va fi de folos pentru municipiu și nu în ultimul rând pentru suburbiile din care eu fac parte. Mulțumesc! Eu aș vrea să adaug că tot cei care ne privesc acum din Chișinău, că am văzut astăzi că oamenii buni fac mare balet pe strada Ștefan cel Mare, deja se întălează scenii de milioane cu Macarac. Am văzut că alții candidați deja au mers prin teatre, hoteluri. Noi cu echipa acum am discutat unde să prezentăm și când toți candidații din partea partidului nostru pentru Consiliul Municipal Chișinău și am decis să o facem chiar în Filarmonia Sergei Lunchevici, în această duminică, la orele 14:00, toți chișinăuienii, reprezentanții mass-media care vor să vină să le adreseze întrebări, încă o dată, despre experiență, nu despre statutul partidului, programul ЦК КПСС sau nu știu ce. Eu sunt sigur că o să fie o mare surpriză pentru locuitorii din Chișinău. Încă o dată, lista de profesioniști care va fi prezentată. De asta vă așteptăm la orele 14:00, duminică, tot cei care doresc. Dacă aveți să vă răspund la vreo întrebare, puteți... La moment am depus doar lista de consilieri. Pentru că acolo în sală auzeam, poate o să veniți? Nu, apoi acum și mai discutăm, dar încă o dată vă spun.
Eu tot timpul am fost sincer. Uitați-vă, noi astăzi avem mai multe primării în țară. Unde trebuie să recunoaștem că situația cam este clară. De ce? O începem la sud. Domnul Nicolae Dandiș, primarul de Cahul, care vă asigur că fiind independent o să câștige a treilea ori a patrulea mandat. Doamna Valentina, primar de Strășeni, aceeași situație, 70-80% primul tur. Drochea, Făleș, Glodeni, unii sunt de la partidul nostru, aceeași situație. După ce Chirtoacă nu a făcut nimic în ultimii, în mandatele lui ca primar, ce bani au pus atâta pavaj, poate să-i acopere pe voi 15 candidați încă, știți, dintre cei care au depus actele. Și noi azi participăm cu multe partide, știți, s-au deprins. Fiecare partid trebuie să aibă candidat. Și la oraș, și în lista, în toate listele de suburbi. Voi arătați oamenii care să lucreze și experiența lor. De asta noi, ca să nu tragem cu obrazul, că am mai pățut-o odată, în ceva timp în urmă, știți? Eu consider că când chișinăuienii a să vadă lista candidaților, că și o să studieze, că biografia de activitate profesională, a domnului Șova, domnul Valerian Vartic, care 20 de ani a condus întreprinderea de stat Moldața la aeroport și a creat-o, inginer șef de la Chișinău Gaz și Moldova Gaz, adică a încătat oameni, vă dați seama, persoana care a activat 20 de ani ca inginer șef la Chișinău Gaz și Moldova Gaz, tot ce ține de toată infrastructura subterană, mai bine că dus nu cunoaște nimeni. Avem chiar și unii funcționari din primărie municipală Chișinău, doctori în economie, care n-au mers cu domnul Ceban sau cu un alt partid și le mulțumesc dumnealora încă o dată. Duminică eu o să-i prezint pe toți și cum am spus și în Băl, știți cum? Important, noi prezentăm, oamenii lasă-i decidă. Îi vor pe părțile vatamate, cum am spus eu, că la jumătate trebuie să-i ceri spravcă de la Costiujeni, știți cum, care i-am văzut pe la televiziune în ultimele săptămâni. Уважаемые жители Кишинева, уважаемые жители Кишинева, я хочу обратиться к вам на русском языке. Мы подали документы от нашей партии, и на данный момент рассматривается регистрация кандидатов от нашей партии в муниципальный совет Кишинева. Наш список возглавляет Денис Шова. Денис Шова – человек, который начал с простого чиновника 20-22 года назад. И последняя должность, которую он занимал, это генеральный директор нашего легендарного предприятия, визитной карточкой нашей страны. Это акционерное общество Крикова. Кто-то называет криковскими подвалами, потому что многие, но на самом деле это огромная империя. И господин Шова до недавнего времени являлся директором этого предприятия. Он является единственным директором, генеральным директором Крикова СА, который через конкурс стал генеральным директором. Но вот в Ремурбунь, Шуаминьбунь сделали так, что с ним был расторгнут договор без объяснения причин. И сегодня, когда заявлено в Кишинев более нескольких десятков кандидатов, половина из которых просто непонятные люди, я уже молчу про их списки, я считаю, что кишиневцам нужны специалисты, которые будут решать проблемы города. Проблемы города в основном, которые мы все видели, все шоу-спектакли в муниципальном совете. У нас список, который, поверьте мне, после того, как мы опубликуем его и представим все кандидаты, вы убедитесь, что он номер один по сравнению с другими политическими партиями. Мы являемся единственной партией, которая и в Кишиневе, и в Бельцах, и в некоторых других городах страны выдвигаем людей в список без того, чтобы сначала их красить партийный цвет и заставлять быть членами партии. Я горжусь тем, что наша команда состоит именно из профессионалов, из специалистов, потому что чисто партийные команды, вы видели вот сегодня, есть желтая партийная команда, которая в стране просто устроила дурдом за последние два года правления. Я хочу пригласить всех жителей Кишинева, которые хотят познакомиться с нашей командой, которые хотят задать вопросы, на встречу в ближайшее воскресенье. Это у нас 8 октября. Да, значит, 8 октября. Значит, филармония Сергей Лункевич. Мы не хотим
проводить эту встречу в дорогих отелях или каких-то бизнес-центрах. Или, как это сделал ПАС, за несколько миллионов лени устанавливать сцену с кранами для презентации кандидата. Нет. Мы приглашаем вас всех в сгоревшую филармонию Сергея Лукевича по улице Именецку в 14:00, где я предстану перед вами вместе с командой и буду представлять людей, которые кишиневцы сами будут решать. Нужны им такие специалисты в следующем муниципальном совете. Или болтуны, которые просто сидят, орут для того, чтобы получить там 20-30 лайков в ТикТоке. Я предоставлю слово нашему коллеге Денису Шове, потому что буквально 20 минут назад мы ждали решения суда. Он обжаловал свое увольнение в суде. Полтора года его мурыжили в судах. 15 минут назад судья огласил свое решение, что он проиграл. И Уамень Бунь пока в первой инстанции победили. Значит, мы идем вперед, поэтому господин Шова будет номер один в списке, всех остальных вы увидите в воскресенье. Будет трансляция онлайн, но еще раз, кишиневцы, приходите, поговорим. Еще раз, филармония Сергея Лункевича, 14:00. Спасибо, Ренат. Представлюсь, меня зовут Денис Шова, как уже было сказано. Я являюсь жителем муниципия Кишинев, а именно пригорода города Криково. Действительно, более 21 года проработал на комбинате по производству вин Криково, начиная простым экспедитором и закончил генеральным директором. Но, к сожалению, назначение происходило по результатам выигранного конкурса, а увольнение уже происходило по статье 200 Гражданского кодекса, который звучит «без причины и без предварительного предупреждения». Но сегодня хочу поговорить в первую очередь, конечно, о Кишиневе, о примарии, а не об этой деятельности. Иду под номером один по спискам партии, наша партия, в кандидаты в муниципальный совет Кишинева. В первую очередь хочу поблагодарить коллег за то, что они поддержали меня и выдвинули номер один. Отдельное спасибо Ренату за то, что он ценит, наверное, больше и оценил мой профессионализм, а не какие-то политические или какие-то другие амбиции. В скором будущем в ближайшее время буквально будет опубликован список всех кандидатов, которые идут в муниципальный совет муниципия Кишинев по спискам нашей партии. И каждый из вас убедится, что это действительно профессиональная команда, где каждый имеет огромный опыт в определенной, в той или иной области. Конечно, каждый из вас будет делать вывод самостоятельно, но предвкушая ваши выводы, можно уже сказать, что это самая профессиональная и самая опытная команда. И наш опыт в первую очередь будет нужен и будет применен для развития муниципия и не в последнюю очередь пригородов, частью которых в том числе являюсь я. Да. Ты же идешь и в родном городе. Да. Пользуясь случаем, с разрешения Рената, хочу сказать, что действительно мы выдвинулись и в нашем родном городе Криково, тоже по списку нашей партии, в городской совет. Имея уже опыт 8-летний в городском совете, из них 4 года был председателем комиссии по бюджету и финансов. Пользуясь случаем, хочу всех криковчан поддержать команду, которая идет. И я уверен, что Криково это не Кишинев, он чуть-чуть поменьше. Все кандидаты известны абсолютно. Не буду их перечислять, мы тоже будем их представлять отдельно. Отдельно, да. Отдельно обязательно. Обязательно поддержите команду, потому что все изменения, которые мы будем вкладывать, исходя из нашего опыта, все будут на пользу развития отдельно города Криково. Уважаемые кишиневцы, мы представляем сейчас с Денисом вдвоем команду профессионалов, которую вы сможете видеть в воскресенье 14:00. И вы сами сделаете разницу между нами и теми потерпевшими, которые десятками зарегистрировались в примары, для того, чтобы их хотя бы один раз бесплатно показали по телевизору. Сила в правде, всем хорошего дня, пока. Мы пошли дальше работать. Увидимся. Спасибо.